Râmnicenii se pot bucura de încă un parc în cartierul Ostroveni. Proiectul cu finanțare europeană în valoare de 1,9 milioane de lei a fost implementat în aproximativ un an. Prin această investiție s-a creat un spațiu deschis de agrement și recreere pentru cetățeni. Obiectivul general al proiectului este reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiul Râmnicu-Vâlcea. Obiectivele specifice ale proiectului sunt îmbunătățirea condițiilor de viață, oferirea unui mod sănătos de petrecerea timpului liber, optimizarea condițiilor de mediu prin creșterea suprafeței spațiilor verzi a municipiului Râmnicu-Vâlcea și prin crearea unui spațiu deschis de agrement și recreere. Rezultatele proiectului după implementarea acestuia. Finalizarea acestui proiect a dus la optimizarea condițiilor de mediu prin crearea unui spațiu deschis de agrement și recreere, care are următoarele caracteristici. Funcțiune, spațiu deschis de recreere și agrement, infrastructură pietonală realizată din alei pietonale, mobilier urban format din bănci, stradale și coșuri de gunoi, pergole realizate din metal. Rezultatele proiectului după implementarea acestuia. Grup sanitar pe sexe și pentru persoane cu dizabilități, loc de joacă pentru copii, tiroliană și leagăn persoane pentru persoane cu dizabilități, elemente de fitness realizate din metal, spații verzi prin plantarea de arbori și gazon, sistem de irigare automatizat cu aspersoare telescopice, sistem de iluminat realizat din stâlpi modern cu corpul de iluminat cu tehnologie LED, sistem de supraveghere video și Wi-Fi cu camere mobile de mare rezoluție, camere de supraveghere al orașului, interconectare pe fibră optică. Parcul Ostroveni este unul dintre cele trei parcuri amenajate în Râmnicu cu finanțare în cadrul POR, alături de Parcul Știrbei Vodă și Parcul Nord.